Bucovina, raiul Moldovei, după cum a fost numită de poetul Mihai Eminescu, dispune în întregimea ei de un vast patrimoniu cultural cu peisaje de basm și tradiții diversificate. De la un capăt la celălalt, această zonă apare ca un adevărat muzeu viu. Cu ani în urmă, când s-a făcut o zonare etnografică a țării, partea aceasta de nord era prinsă numai Bucovina ca o zonă etnografică. Dar având în vedere particularitățile stilistice a tuturor tipurilor categoriale și alte aspecte, s-a ajuns la concluzia că sunt mai multe zone etnografice. Vorba de zona Suceava, vorba de zona Rădăuți, Ret, Humor, Câmpul Lung, Dorna și Fălticeni. De departe, dintre cele 7 zone etnografice ale județului Suceava, zona Humorului, deși partea Bucovinei, se individualizează de celelalte prin frumusețea peisajelor, prin monumentele de arhitectură, dar și prin tradiții populare încă vii. Toate aceste particularități au fost surprinse și redate pe înțelesul tuturor de către etnograful Mihai Camilar în volumul Cultură și civilizație tradițională în zona etnografică Humor. Cartea însumează studiul a foarte multe documente, dar și cercetarea în teren, întreprinse în mai bine de 30 de ani de către Mihai Camilar. Zona etnografică Humor, care, cum vă spuneam, excelează din multe puncte de vedere și o să vedem pe parcursul demersul nostru prin ce se individualizează această zonă etnografică. Da. Care, inițial, a fost neglijată de către specialiștii români, spunând că nu este o zonă etnografică. Eu am venit cu argumente clare și n-am fost deocamdată contestat de nimeni că este, poate fi definită zona etnografică ca atare. Da. Volumul oferă o imagine detaliată asupra zonei Humorului, cu istoria locală și arta tradițională traduse prin monumente de arhitectură, meșteșuguri tradiționale și folclor autentic. Practic, 90% din ceea ce a fost în zona Humor nu se mai găsește între ei, se regăsesc în această carte. Și este o atât pentru contemporanitate, cât pentru viitorii mei, ca să știe cei după noi, să știe de unde venim și ce am lăsat în urmă, sau de originile noastre vechi, ce tradiții am avut noi românii. Ce meșteșuguri. Unele dintre ele nu mai există. S-a dezvoltat o adevărată civilizația lemnului, care astăzi e pe care de sucombare. Mai are câteva răsuflări și dispare și aceasta. Mai multe despre această zonă a Bucovinei veți putea afla în cadrul a 2 ediții ale emisiunii Izvoare. Prima dintre ele va fi difuzată vineri 31 ianuarie, începând cu ora 17.